Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Am zis să începem cu veștile bune, nu? Asta e vestea bună? Am auzit-o pe Giulia dimineața. 3 milioane de copii se întorc astăzi la școală. Deci 3 milioane de copii vor fi traumatizați începând de astăzi. Până când? Când e următoarea vacanță? Abia de Crăciun. Da. Mamă. Deci ca și noi. Începem acum mereu până la următoarea de vacanță. Exact. Da. M-am întâlnit cu o colegă dimineața, are 2 copii, duce la școală. Cum e? Păi zice... Ăla mai mare nu vrea să ducă, ăla mai mic încă nu știe, e naiv. Ne vedem cu colegii. Ne vedem cu colegii, nu știu ce, ce frumos o să fie, lasă până vin primele extemporale, primele teze, nu știu ce. Gata, asta e, a venit toamna, eu știu că vine toamna când Luca își schimbă pantalonii, își pune pantaloni lungi. Da, deci a venit cu pantaloni lungi, da. Da, nu știu ce a fost cu mine, că ieri a fost cald așa și astăzi e prognoză, o să fie foarte cald. Nu, dar tu simți, practic, septembrie, știi? Septembrie, da. Luni. Eu cred că îmbătrânesc. Pantaloni lungi. Și vine iarna când și Zaf vine cu pantaloni lungi. Da. Zaf, da. Încă la izmere, astea scurte. Da. Încă se poate. Culoare. E mai friguț așa dimineața. Ridică-te puțin. Ce culoare ai tu acolo? Ou de rață? Nu, ridică-te tu. Unde am? A, nu are niște bluși de aia prespălați. Cum se purtau aia piramide în anii 90. Sunt blugii de-ai cu 5 ani. Asta, deci sunt blugii aia, e tăiat, aia, aia. Da? Da, da, și da. Din craci ți-ai făcut o șapcă? Ce era pe vremuri? Tăiai cracul și ca să nu arunci materialul pe când scoseai o șapcă sau ceva. De ce? Ade, băi, ce tare era. Am avut și o șapcă de-aia. Și cu zorocul era bleg, că da, nu putea. Putea, încercau ele, bunicile, să-i mai puneau un carton, dar nu, la prima ploaie se blege. Asta zice, asta zice că e bătrân, dar a fost, da, la festival. Da, a fost la ăsta. Festivalul ăsta, Saga. Da, pe încerc să mă salvez aparențele. La Saga, adică a fost antoldul săracilor sau de ce, care a fost treaba cu Saga, nu înțeleg. Adică de ce? Păi era odată cu Antoldul, Antoldul ăla mare, nu știu ce, s-au dus și ăsta a fost oameni. Mare, dar e pe altfel. Asta poate că se simte jignit acum. Da, sigur. Da, da, da. Salutăm toți, nu, tot respect, dar nu m-am putut abține. Dar Saga nici dacă voia să fie mare, să fie mare, nu putea, pentru că nu e acces. Deci s-a blocat tot Bucureștiul. Vlad e supărat pe acces și pe faptul că s-a blocat Bucureștiul începând de vineri. Da, a fost... Zona asta de nord a fost crimă. Da, vineri a fost crunt. Da, lasă că tot și ieri a fost crunt. Numai, da. Da. Că s-a... Pentru că accesul, în, mă rog, sigur, ascultătorii noștri care nu sunt din București, acum fac sâc, na, foarte bine, dar pentru bucureșteni a fost foarte rău. Pentru că accesul la Romaero, unde a fost festivalul ăsta, se face pe o străduță cu, ai, o bandă jumate, în condiții bune. Ia, teoretic, e bulevard. Ce făcut, mă? Bulevard. Mă rog. Și nici nu sunt locuri de parcare. Și mai erau locuri de parcare pe șinele de tramvai. Știi, asta mă întreb, pe tot bulevardul ăla al aerogării... A fost închis bulevardul. Da, dar tramvaiul ăla nu circulă de ani de zile. Da, știi? Probabil nu o să mai circule niciodată. Da, pentru că în capăt, era unde întorceau tramvaiele, așa? Acolo e un scandal, mă rog, e un litigiu cu terenul privat. Da, da, e terenul, da, cuiva. Și în loc să pună niște tramvaie, orice administrație normală din, de pe continentul european ar fi cumpărat tramvaie de alea cu două cabine. Dublă cabine. Cred că toate sunt cu dublă cabină, de fapt. Nu, frate, nu merge. Asta e. Da. Dar s-au mai făcut niște locuri de parcare. Da, și se pun hărți. Am văzut, se pun hărți în stațiile de autobuz. Da, e, ideea e că bulevardul ăsta a fost tot închis și se putea parca unde am avut noi sediu înainte, pe străduțe pe acolo. Da. Mie de oamenii aia mi-a fost cel mai milă. Nu te supăra, de locatarii, da, din zonă, că și cum da, da, da. Eu geamurile. Nu te supăra, da, pe unde am avut noi sediu înainte, pe străduțele alea, nu se putea parca și când nu era niciun festival, deci nu era niciun loc de parcare. Ipotetic zic că se putea parca, în sens că era acces auto, adică până acolo, da, puteai să mergi. Mai bine fără mașini. Cel mai bine, da. Da. Deși dacă n-ai mașini, ajungi în situația în care dai de scări. Cum am mers eu în ultima săptămână, când am fost în vacanță într-o insulă grecească numită Santorini. Da. Unde e foarte frumos, dar am crezut că mor. Adică, realmente, atâtea trepte n-am urcat, cred că jumătate din toate treptele pe care le-am urcat în viața mea și coborât în viața mea de până acum, le-am urcat și coborât săptămâna trecută în Santorini. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că poate să fie. Ți-a prins bine. Ce? Mi-a prins bine. Mișcare. La ce? Băi, am fost, eram în pragul infarctului. La... Poftă bună. Eu dacă ți-am spus să te mai apuci de eliptica aia. Ma, da, ce eliptică, mă? Asta a fost cu eliptica. La mobilier. E adevărat că aveam de cărat și vreo 20 de chile. Auzi, Luca, Luca, te uiți la el, mi-a zis că în fiecare zi folosește eliptica. Așa m-a păcălit săptămâna trecută, dar dacă mă uit la el, nu prea pare. Am folosit. Acum sunt puțin că am fost la festival. Ai fost la festival. Erau toți acum mâncare cu rulote. Da. A, da? Da. Bun.
Ce credeai? De astăzi s-a intrat la regim, să știți. Dar ați fost în gândurile mele chiar și acolo. Adică în momentele frumoase deschideam radio în Grecia, radio grecesc. Un radio grecesc, am găsit un radio grecesc, mi-a plăcea foarte mult. Muzică rock din anii 70-80, cam așa. Uite așa suna. Am și vrut să propun asta la bătălia. Și intra jingle-ul după fiecare piesă. Zeppelin 106.7. 106.7. 106.7. Ce înseamnă, ce înseamnă după fiecare piesă 106.7. Zeppelin, 106.7. Și ce era? Și întreb un... Este 106.7. Care nu. Este, serios, e deci frecvența noastră. Frecvența Europa FM din București cel puțin, sau din partea asta de țară. Și asta e din Santorini. Da. E un radio, cred, înțeleg că e atenian, se poate... 106.7. Deci nu ai, băi, cum să te desparți de frecvența Europa FM, oriunde te duce în lumea asta, te duci în cel mai frumos loc din Grecia și una peste alta, stai frumos la soare, Ekaton Exiko Bepta. Ha? Fain. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.